Comemorarea marelui poet al neamului nostru, Grigore Vieru, cu prilejul celei de-a 80-a aniversare de la naștere, a început cu depunerea de flori la bustul scriitorului. Eu îi aduc omagiu acestui poet, deoarece el, într-adevăr, este un părinte spiritual. Datorită lui am cunoscut niște valori foarte mari, valorile neamului, valorile personale ce țin de cuvântul mamă, ce ține de cuvântul patrie, demnitate, ce ține de vatra. Și murmură plopii și arde întreg cerul în limba aceasta, Grigore Vieru. Aflat la cea de-a treia ediție, Festivalul Concurs Legământ a adunat și de această dată toți iubitorii operei lui Grigore Vieru. La eveniment au participat colectivele artistice din raion, ansambluri, coruri, declamatori și alții. Ne bucur faptul că foarte multă lume și indiferent de vârsta care o au, participă la acest eveniment. Drept fapt care denotă o curățenie a sufletului, puritate către acest mare poet al neamului. Noi spunem bine venit la acest festival, la treia ediție, tuturor participanților. Suntem cu ușile deschise pentru toți spectatorii care noi așteptăm chiar pentru ei și organizăm aceste spectacole. Cu un recital deosebit a venit și formația corală Armonie din satul Gălești. Pentru noi reprezintă un mare poet al Republicii noastre, Moldavei. În ansamblu avem cântecele scrise de Grigore Vieru, Laura Scruci de Drum. Pintilii Magdalena a venit de la Saca să interpreteze o melodie pe versurile scriitorului, însă la cameră a ținut să ne recite poezia ei preferată din creația poetului. Tu iarbă, tot ai mamă, de ai de bună seamă, atunci când înverzești, de ea ți-amintești. În pofida faptului că asemenea festivaluri sunt ca o licoare pentru suflet, se pare că nu prea trezesc interes pentru spectatori, altfel cum s-ar explica sala pustie. Potrivit organizatorilor, fiecare participant la festival se va alege și cu un premiu bănesc. Festivalul Concurs Legământ s-a aflat la cea de-a treia ediție.